Ați avut o inițiativă inedită pe care ați propus-o consilierilor, și anume organizarea unei luni de evenimente pentru persoanele de vârsta a treia din Medgidia. Ce v-a determinat să ajungeți la această propunere și, eu știu, care proiect din cele de pe listă vă este cel mai drag? Dacă vedeți dinamica orașului, o să ajungeți la concluzia mea. Concluzia este simplă. Este un oraș îmbătrânit. Numărul pensionarilor este enorm de mare, peste 70% din cei 38-39.000 de locuitori. Dar dacă la această dată pentru cei bătrâni, bunici, oameni care au trecut la senectute de mult timp, nu vom avea grijă să le mai descrețim frunțile, să-i bucurăm, să-și ia nepoțelul de mână, să vină pe stadion sau unde am gândit eu că se vor desfășura anumite activități sportive și culturale, să-și ia nepoțelul să-l vadă pe tataia cum aleargă pe stadion, cum aleargă la un maraton, după aceea să vină fetițele la Casa de Cultură, cum am inițiat eu la Ine Roman, unde se va face un concurs al dibăciei, să vadă cum face mamaia omletă, cum face o prăjitură, și aceste inedituri se va regăsi în tema pe care am expus-o. Care vă este cel mai drag proiect din cele propuse? Ce aș uitați cu nerăbdare să se întâmple? Dansul. Pentru că orice cetățean își poate desfășura și se poate desfășura dansând. Un om care are aptitudini a unui vals frumos va fi aplaudat, unul care știe să joace ceva popular și el la rândul său, dansul este cel ce satisface în general pe fiecare. Și ultima întrebare, și-l țin din partea mea, ce frecvență ați vrea să aibă acest eveniment? O dată pe an sau mai des? Eu gândesc că dacă se poate face, chiar lunar. Dacă se poate face. Cu un grup restrâns, cu nuanța unor, cu participațiuni din partea fiecăruia, cred că o să o facem în timp și atunci să facem o tradiție din aceasta. Ce părere aveți de ideea asta de a organiza o lună de activități, o serie de activități dedicate persoanelor în vârstă din Medgidia? Și ce v-a plăcut din lista propusă de domnul consilier? Deci este o idee, dacă vreți, inedită. Îmi place că există implicare din partea consilierilor, mai cu seamă că vor face parte și din comitetul de organizare. Apreciez foarte mult inițiativa lor și sunt convinsă că vârstnicii sau oamenii, seniorii din orașul nostru se vor bucura de aceste acțiuni și activități. Un mod special care v-a plăcut de pe lista respectivă? Mi-a plăcut și chiar m-am făcut să zâmbesc, pentru că poate că nu m-am gândit niciodată la astfel de activități pentru pensionari și sunt sigură că și ei vor fi încântați. Aș putea să vă dau un exemplu, Miss pensionara sau Miss senioara, ca să nu folosim termeni care afectează vârsta fiecăruia.